aici la restaurant s-a creat altă viață. Cu siguranță. Altă viață referitor la, am văzut, până la produsele culinare. Da, ce este altfel? Conceptul provine în mare parte dintr-o lume mult mai educată gastronomic, din punctul meu de vedere. Și nu este mâncarea de zi cu zi pentru că, pe care lumea o consumă. Noi ar trebui să ieșim puțin din nostru de confort pentru a putea încerca și altceva. Din punctul meu de vedere, eu merg la restaurant când vreau să mănânc ceva ceea ce nu pot face acasă. Asta este gândirea mea. Evident. Acum fiecare cu... Dar, de exemplu, eu mă gândesc așa, că acum în perioada aceasta, când lumea ar trebui să renască după perioada asta de pandemie și să lase frica, respectând clar toate regulile care sunt necesare, să vină să iasă și să se așeze, de exemplu, un grup de prieteni la masă. Dar să zicem că unul este vegan, unul este vegetarian, unul preferă carnea. Există posibilitatea ca să se satisfacă toate aceste pofte, gusturi? Preferințe? Da, da, acesta a fost și conceptul. Dacă avem patru oameni, patru prieteni, patru membri ai unei familii care au deficiențe nutriționale sau diferite gusturi, ca toți să poată lua masa în același loc. Iată, acum, după ce ne-am familiarizat așa, în particular mai mult cu John sau cu cel de-al unul dintre cei trei Ionuți, Ionuț, cel pe care l-am cunoscut mai demult, o să ne spună câteva lucruri despre Ionuț, nu cel din Los Angeles, ci cel din Mureș, pentru că Ionuț, cel din Mureș, este un om extrem de sensibil, ți-o iau eu înainte, pe care o să-l vedem imediat în bucătărie, executând acolo o rețetă. Vedem noi despre ce este vorba. O surpriză. Da, o surpriză. Da. Cine este Ionuț, cel de lângă mine? Ionuț, e o poveste mai lungă la Ionuț, ne cunoaștem de 5 ani. E chiar o poveste. El este un copil deosebit, un copil foarte muncitor, care între timp a devenit un om. Mă refer profesional, din punct de vedere profesional. Un om matur. A muncit foarte mult, și-a dorit foarte mult, a avut curaj, îndrăzneală și cred că visul lui în următorii ani se va împlini. E un om care își dorește foarte mult, învață foarte mult și este foarte modest. Iată, am ajuns și în bucătărie, așa cum v-am spus. Bine te-am găsit, Ionuț Frandeș. Este... Da, bine ați venit. Mulțumim de găzduire. Cu mare drag și data viitoare și ce să vă spun. Deci bine ați venit. Mulțumim frumos, am înțeles că este o gazdă primitoare, Ionuț, și o să vedeți că așa este. Și tu te-ai gândit astăzi totuși la o altă rețetă? La o altă rețetă m-am gândit la un preparat care poate să-l gătească oricine acasă. E un preparat ușor, preparat din piept de pui, caju, dulceață de ceapă roșie, usturoi, ardei, dovlecel și ceapă. Este un pui tras la tigaie? Da, da, da. Pui tras la tigaie cu ce garnitură? E simplu. A, el are tot ce-i trebuie. Tot ce-i trebuie. Are legume și puțin sos. Bun, cu siguranță va fi, când va fi gata, un felul 2 foarte gustos, dar eu îți propun așa. În timp ce tu îți faci de lucru acolo și ne pregătești această rețetă, eu vreau să te întreb un alta și să povestim și despre tine, pentru că aici cei trei asociați care sunteți la acest frumos restaurant, sunteți o familie. Da? Hai, eu nu știu, poți să încep și în timpul ăsta eu am să te țin de vorbă. De ce ai ales această meserie? De când ești bucătar? Meseria cred că mi-am ales-o de copil. Chiar? De copil, Găteai când erai mic? Da.
găteam când eram mic, când nu erau părinții acasă. Făceam experimente, mai am o soră mai mare care experimentam tot felul de chestii care le vedeam gătite în bucătărie de mama, de bunica. Și le mâncau părinții după aceea? Nu apucau să le mănânce pentru că... Le mâncați voi? Pe când veneau ei era totul curat, era totul ok, nu s-a întâmplat. Deci vă ștergeați urmele, cum s-ar spune? Da, ne ștergeam urmele, furam ouăle de la găini din cotețe, ne făceam, așa zisele, prăjituri ale copilăriei, ne ieșeau, nu ne ieșeau, erau foarte... Nu contează, încercați și făceați asta, minunat. Da. Am început bucătăria în 2007, a fost pentru mine, cum să vă spun, ceva ce mi-a plăcut. Adică... A fost o pasiune, Ionuț? O pasiune, da. Pot să-i spun o pasiune care în timp a devenit... A devenit meseria ta de bază, a devenit, cum să spun, locul tău de muncă. Da. Și a devenit satisfacția muncii împlinite, pentru că eu am vorbit cu mulți clienți de aici și s-au declarat foarte mulțumiți de felurile de mâncare pe care tu le pregătești. Da, da. Noi încercăm să creștem și... Eu știu de la Ionuț Busuioc, celălalt Ionuț, că sunteți doi Ionuț și un John aici, că tu ești un om foarte, foarte sensibil și foarte talentat și foarte priceput în ceea ce faci. Ți-a fost vreodată greu să-ți duci până la capăt acest vis, această meserie, ca în orice meserie de pe pământul ăsta, te întreb? Sunt sacrificii care le facem și, după părerea mea, mie nu-mi pare rău pentru sacrificiile care le-am făcut. Ai făcut sacrificii pentru această meserie? Da, da, foarte. Sunt sacrificii, nopți nedormite, sunt muncă, totul se rezumă la muncă. Cu cât gătești mai mult, cu atât avansezi în meserie, ca în orice meserie. Și merită aceste sacrificii să le trăiești văzând rezultatul muncii tale, pentru că ai crescut frumos, ai progresat, ai ajuns un bucătar extraordinar? Da, da, merită. Te las să gătești, spune-ne mai departe ce faci. Cred că trebuie să te las să treci la tigaie, nu? Așa. Ulei de măsline în tigaie, bun. Și acolo, ca să nu te deranjezi eu cu microfonul, o să călești toate legumele sau întâi călești puiul? Prima dată călim puiul. Deci prima dată călim puiul. Călim puiul. Luați aminte, da, te las să iei puiul, să-l călești, pentru că, să știi, telespectatorii care ne privesc astăzi, fiind și duminică prima difuzare, poate la cină vor pregăti acest fel de mâncare, cine știe. Da. E un preparat care e foarte ușor de pregătit, 7-8 minute acasă pe aragaz, având un aragaz profesional, bineînțeles că o să dureze mai puțin. Da, dar nu e nimic greu și este ceva foarte gustos. Acum o să te las să gătești. Preparatul este gata, este incredibil ce repede poți să faci un felul 2. Câteva minute e gata? 7-8 minute. Am înțeles că legumele trebuie să fie nu foarte călite, trebuie să fie al dente, să nu-și piardă foarte mult din proprietăți. Și peste, să recapitulăm, peste pui a pus ardei, dovlecel și ceapă, usturoi. Usturoi, curry. Puțină dulceață de ceapă, de ardei iute, da. Și sos soia. Și sos soia și, da. Și este gata. Care a fost cea mai mare satisfacție a ta în această muncă, Ionuț? Cea mai mare satisfacție este vine din partea clienților. Când vezi un client că este foarte mulțumit și apreciază munca... Dar cum auzi tu că sunt mulțumiți? Cine vine să-ți spună...
suntem o echipă, suntem o familie, lucrăm într-o echipă, ne transmit ospătarii, a fost foarte bun. Uite, a spus clientul că o să mai revină, să guste preparatul. E cea mai mare satisfacție. Ca în orice muncă, atunci când mulțumești oamenii. Voi trei aici, cei trei, cum să vă numesc, acționari, trei întreprinzători, sunteți o familie? Da, suntem o familie. De imediat facem 5 ani, am trecut de 4 ani, suntem pe 5 ani în care ne înțelegem, colaborăm foarte bine și sper că sunt și rezultate bune. Rezultatele sunt foarte bune. Poți să întreb și despre familia ta cea adevărată? Da, sunt căsătorit, am 2 băieți. Să străiască, mari? 5 și 4 ani și mai am o fetiță care e pe drum. Wow, deci iată ce familie frumoasă! Da. Familie frumoasă. Când vorbeai despre sacrificii, putem include și familia în acest capitol? Da, vă dați seama, fiind mai mult timp la muncă decât acasă... Da, se fură din timpul acordat familiei, dar recompensez cumva treaba asta gătind acasă? Când sunt acasă, da. Le gătesc la copii. Soția gătește după rețetele tale? Nu. Nu? Soția gătește după rețetele familiei. Adică una e să gătim acasă și una e când gătim la un restaurant. Deci este altceva. Așa arată preparatul nostru, vă dorim poftă bună! Ionuț, trageți sufletul! Ai gătit astăzi ceva ce eu cred că... Uitați, chiar mă gândesc la un feedback din partea dumneavoastră, telespectatorii noștri care ne priviți. Aș vrea să scrieți pe adresa de Facebook, unde noi, pe adresa noastră de Facebook, a oricăruia dintre noi, dacă după ce ați văzut această emisiune ați făcut acasă pui cu legume la tigaie, rețeta pe care ne-a prezentat-o Ionuț, una dintre rețetele de aici, de la restaurant. Ce spui tu? Acum Ionuț Busuioc te-a prezentat așa cum știe el, pentru că mi-a spus că ești un om foarte, foarte sufletist. Care este relația ta cu cei doi colaboratori tăi, cu cei doi oameni cu care împarți o afacere, un vis, timpul, viața, familia ta de aici, de la servici? Suntem o familie, ne înțelegem foarte bine, colaborăm și... Ce pot să vă spun? Sunt niște oameni în care au avut încredere în mine și le mulțumesc cu ocazia asta, pentru că au văzut sclipirea din ochiul meu. Din mâinile tale, aș spune eu mai degrabă. Da. Și... Eu nu stai să te întreb ceva, ca să mă... îți dau un test acum, ei fiind aici. Da, este o întrebare capcană. Dacă îi știi atât de bine și vă înțelegeți atât de bine, ia spune-mi tu ce le place lor să mănânce din ceea ce gătești tu cel mai mult. Ei aici sunt martori să infirme sau să confirme ce, uite, ce îi place lui Ionuț Busuioc, de exemplu. De exemplu, depinde de zi. Adică depinde de zi, depinde de sărbători, este un om care trăiește sărbătorile, de Crăciun mănâncă sarmale, de Paște mănâncă preparatul de Paște.
v-am spus. Sunt... Deci mănâncă tradițional. E așa sau nu? Așa e, așa e. Îmi plac sărbătorile. E un moment în care mă simt cel mai bine. Familia. Da, familia este cea care ne reprezintă. Și ne gătește exact calea la casă. Bine, hai să vedem, trecem la America aici, că stai puțin. Ionuț mănâncă tradițional pentru că a trăit toată viața aici și toate sărbătorile. Acolo în viața lui John are o perioadă când a făcut sărbătorile departe de România. Dacă ar fi să-i gătești acum ceva lui John, ce ai găti? Se vede că John a fost plecat foarte mult pe din afară pentru că el începe să revină la gusturile copilăriei. Îi place foarte mult mâncarea gătită, tradițional, îi plac sarmalele. Și lui? Da. Păi deci... scap foarte ieftin, le faci amândoi sarmale și e mulțumit. Da, pot să zic că da. Eu vreau să te întreb acum, până când, bineînțeles că o să acordăm și lui Ionuț momentul lui particular, voi, pentru că mi-a aruncat așa cumva mingea la fileu cu sărbătorile, voi trei ați petrecut vreodată o sărbătoare în familie, orice fel de sărbătoare, poate fi un Crăciun, un Paște, o zi de naștere, orice? În general, sărbătorile sunt în familie. Am petrecut evenimente speciale împreună. În familie nu am petrecut... Nu, voi trei, nu cu familiile voastre. Noi trei? Da. A, pentru noi în fiecare zi o sărbătoare. Petrecem în fiecare zi, adică ne întâlnim, stăm de vorbă în fiecare zi, povestim, bem câte un șpriț, pardon, asta este, noi suntem băieți, asta e, trebuie să ne respectăm statutul de bărbat. Ce zic soțiile voastre? Nu le-am întrebat. Nu le-am întrebat. Nu am, zice eu nu-s că n-a făcut greșeala. Nu am făcut greșeala să le întreb. Tu, John, ai îndrăznit? Eu întreb pentru toți. Păi atunci, domnilor, ar trebui și doamnele să aibă o întâlnire a lor. Sunt prietene doamnele voastre? Se cunosc sau formează și ele un grup de prietene? Sau voi la servici sunteți cu voi la servici și... Nu, ne cunoaștem, toate familiile ne cunoaștem, suntem familie, știm fiecare ce probleme are acasă, adică suntem totuși o familie. Chiar ne... Haide din casă și spune că John deja este idol pentru băiatul tău. Da, 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 ne cunoaștem foarte bine, deci nu suntem și soțiile noastre, se cunosc foarte bine, știm fiecare cu ce se simte bine, cu ce nu se simte bine, adică nu ne ascundem de treaba asta. Întâi trebuie să ne cunoaștem și după aceea să facem afaceri, că afacerile fără să ne cunoaștem nu sunt afaceri. Când filmăm o petrecere aici cu familiile voastre? Păi să ne dea voie să putem să facem, exact. Și sunt sigur că vom face o petrecere cu toții, că suntem toți o familie, adică cu toții, nu numai noi trei, că noi trei ne vedem fiecare zi, vă așteptăm și pe dumneavoastră. Mulțumesc, vedeți că invitația a fost făcută public, așa că eu vă lansez dumneavoastră, brașovenilor, această invitație de a veni aici la restaurantul celor trei Ionuți și de a vă sărbători o zi de naștere când s-o putea și putem să stăm mai mulți la oaltă. Până atunci puteți socializa chiar cu distanța fizică aferentă și să mâncați un pui la tigaie, să mâncați o salată julienne, nu, pe care vă recomand așa cu tot dragul și din toată inima. Eu vreau să mă despart de cei doi Ionuți din dreapta și stânga mea, mulțumindu-le pentru că au fost astăzi alături de mine și de dumneavoastră, familia Brașovului, și să mă retrag într-un colț cu Ionuț Busuioc, pentru că am câteva întrebări doar pentru tine. Iată, ne-am retras într-un colțișor pentru a ne încheia povestea celor trei Ionuți. Am rămas cu Ionuț Busuioc. Vorbind despre acest ton optimist cu care am și pornit la drum în această emisiune, cel care să-i ajute pe brașoveni să înțeleagă încă o dată, chiar dacă mă repet, că timpul curge și că lucrurile trebuie să revină la normal și că viața trebuie trăită. Tu, de la tine mi-a venit această idee, tu vrei să spui că Brașovul trebuie să renască și trebuie să-și continue parcursul ca odinioară, cu măsurile corecte pe care trebuie să le respectăm cu toții, mai ales aici într-un loc public la o terasă. E adevărat. Ce pot să spun? Vedeți că în fiecare zi, peste tot unde ne uităm, numai știri negative. Numai totul este negativ.
trebuie să fim puțin mai optimiști. Ok, sunt în perioada asta tot felul de protocoale, tot felul de proceduri. Trebuie să avem grijă de noi unii de alții, trebuie să fim conștienți că nu numai faptul că avem grijă de noi este important, trebuie să avem grijă de cei din jurul nostru, dar trebuie să fim optimiști. În ultimul timp, numai știri de tot felul. Horror, alarmant. Horror, chiar la orice oră. Copiii mei sunt mici și mă gândesc uneori când rămân acasă singurei câteva ore, la ce se uită? Păi, la ce se uită? Toate știrile sunt numai de crime, de morți, de alte feluri de știri care nu sunt pentru ei, deși sunt ore matinale, dar noi trebuie să fim optimiști, trebuie să avem curajul, să sperăm că Brașovul trebuie să, și familia Brașov, că suntem o familie, să se renască prin noi. Adică noi trebuie să avem curajul să ieșim, să socializăm, măcar la distanță de 2 metri, să socializăm, să ieșim în gașcă și să putem să ne bucurăm de viața care trece repede pe lângă noi. Și acum copilul meu avea 6 ani, acum are 14 ani, celălalt avea 3 ani, acum are 11 ani și uite că a trecut timpul, apare buletinul, apare permisul, apare 18 ani și gata, s-a terminat. No, trebuie să avem curaj și trebuie să transmitem generațiilor care vin după noi că prin ei se pot schimba lucrurile, nu prin ceea ce spun alții. Schimbarea nu vine decât de la noi, nu de la alții. Așa este. Să depășim, spun eu, acel mediu online în care tinerii, în acea lume virtuală, dar nu doar tinerii, ci toți oamenii am fost învățați să trăim chiar și înainte de această pandemie. Haide să ne amintim, și probabil că și la tine la terasă se întâmpla asta, să vezi un cuplu la o masă fără să socializeze, stând doar pe telefon, pe Facebook, pe Dumnezeule, pe ce-o fi, și aruncându-și doar din când în când o privire. N-are legătură cu pandemia, are legătură cu un alt stil de viață pe care noi îl acceptăm mai puțin sau mai mult. Tu mai ales, având aici o terasă, este foarte frumos că propui, vii din sufletul tău să le spui oamenilor că trebuie să trăiască în viața reală. Eu asta cred. Da, cum ați spus și mai înainte, noi suntem principalii clienți ai terasei și, în general, unde suntem noi la masă, trebuie să fie bucurie, discuție, și bune și rele trebuie spuse la masă. Adică fiecare trebuie să împărtășească din viața lui proprie și experiențele vieții. De aia și clienții noștri, chiar dacă uneori sunt mai triști, așa încercăm prin stafful nostru și prin oamenii noștri să le aducem puțină bucurie. Uneori reușim, uneori nu reușim, mai sunt și recenzii bune, mai sunt și recenzii proaste, important e că sunt. Și le doresc sau na, îi rog pe toți clienții care trec pe la toate restaurantele, nu neapărat la noi, să facă un feedback, să spună ce s-a simțit bine, cum a fost mâncarea, să aibă curaj să spună, nu să critique. În viață e ușor să critici, important e să aduci bucurie și să îmbunătățești, că de criticat suntem toți buni, adică nu e ceva ascuns, e ușor să spui. Este omenește să greșești. Este omenește să greșești, dar important e, dacă tu ai găsit ceva și ai spus ceva, să sfătui pe cel care te-a servit că, uite, așa ar trebui să fie, din punctul tău de vedere. Și noi suntem deschiși. Și nu numai noi, cred că sunt toate, îmi cer scuze, toate restaurantele sunt deschise la noutate. Așa este, mulțumesc Ionuț din cei trei Ionuți, unul dintre cei trei Ionuți, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Ideea pe care a lansat-o acum Ionuț, o susțin și eu și am spus-o chiar puțin mai înainte. Haideți să vedem un feedback, haideți să vedem, pentru că există paginile de Facebook ale noastre și acolo puteți, unde noi avem emisiunile postate, acolo puteți să ne aduceți un cuvânt, da, orice fel de cuvânt care să ne ajute pe noi să înțelegem dacă suntem utili în casele dumneavoastră în momentul când vă prezentăm asemenea subiecte, și astfel familia
aceasta de aici să se extindă, fiind o familie mai mare a tuturor brașovenilor, pentru că Brașovul în familie reprezintă deja o frumoasă poveste, din câte am înțeles eu de la cei cu care am discutat, și de aceea vă invit și duminica viitoare să ne întâlnim cu o altă poveste de familie, cu un alt Brașov în familie, când într-o zi de weekend să stăm așa la povești, să aflăm lucruri interesante și să socializăm, pentru că de asta avem cel mai mult nevoie acum, după perioada în care am fost sortiți izolării și nu ne-a priit foarte mult. Mulțumesc, Ionuț Busuioc, încă o dată, vă mulțumesc, dragii noștri telespectatori, pentru atenție, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, când Brașovul în familie va fi din nou alături de dumneavoastră și în casele dumneavoastră. Sunt Irina Palade, vă doresc numai bine și poate că diseară o să gătiți ce ne-a gătit astăzi Ionuț.